All my friends. Știți că eu nu-s fan Tilted Towers, nu? Dar na, măcar pentru moment avem shotgun-ul nou. Și slurp. Și minis. Ce-i cu liniștea asta aici, două? Oare chiar nu e nimeni în Tilted Towers acum? Pare un pic cam ciudat așa, nu știu ce să zic. Deci dacă îmi dai un heavy sniper, o să iau acest rift. Vreau să vă anunț că oficial am terminat cu schimbările de culoare a părului. Da, știu că pare ireal, dar așa o să mă vedeți de acum încolo. Deci tu, cel din spatele monitorului sau telefonului sau, nu știu, de pe știu, de pe frigider, obișnuiește cu ideea și nu mai lăsa comentarii, că așa o să rămână, decizia a fost luată. Sau, nu știu, lasă comentarii, fă ce vrei, o țară liberă, dar eu oricum nu o să schimb chestia asta mie, îmi place părul așa, așa o să rămână părul meu. Greșul, da. Genial. E foarte posibil să fii nou pe canal din cauza piesei pe care am scos-o ieri, primul link în descriere, și vreau să-ți urez cu ocazia asta un bun venit. Nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o încă, deși probabil te-ai abonat dacă vezi vlogul ăsta. Nu uita să te abonezi și la canalul meu de muzică, care este tot în descriere, pentru că acolo... Băi, hai să vă spun eu părerea mea despre ciclu, frate. Vezi să vă spun eu părerea mea despre ciclu, mâncava și pula voastră, stați așa un pic, că vă spune fratele vostru. Vă spune fratele vostru cum sunt femeile pe ciclu. Credeți-mă că la viața mea am avut mai multe femei. Și credeți-mă pe cuvânt, haideți să vă spun fratele vostru povestea. Muri a donat și la un euro, hai salut, te pupă fratele. Andrei a donat un euro, tactul o fute, am înțeles, ok, mersi pentru donație. Goldstar a donat 10 euro, hai că fac și eu 36.000 de abonați și .5 dacă este... Ia să ne pune desenul ăsta la story, boss. Bă, facem aici, uite, îți dăm aici un raid. Toată lumea acolo să dea aici un raid lui Goldstar, frate, pentru cei 10 euro. Hai să vedem. Ia stai, mă, să vedem ce a donat omul, frate. Toată lumea să meargă cu un respect în secțiunea de comentarii. Bine? Un respect în secțiunea de comentarii. Și vă spune fratele vostru ce părere am eu despre femeile astea cu chestia asta. Stați așa un pic. Așa. Pictură. În ce an s-a născut Antin Plantantrini, stoinestul regisor, în 1900, uite, fii atent, 1900... Am câștigat, mă, morții, mai de prost. Mersi. Ai văzut? Acum aleg teritoriu. Am câștigat. Eu ți-am spus că sunt deștept. Uite, îmi aleg teritoriul. Dacă tai să te uiți, să vezi ce repede mă duce capul. Aha. Că la muzică nu mă pricep atât de bine și piesa e cât de cât simpatică, adică mie îmi place. La videoclip, în schimb, sunt multe. E mișto, e fain, dar nu e exact ce voiam eu să iasă. Dar de ce și ei nu este exact ce ai vrut tu să iasă? Cu faptul că ești mega incapabil? Nu. Nu. Nu este ce am vrut eu să iasă, pentru că am avut incidentul nefericit de a pierde un card prin cu firmări. La firmări se umple un card și se mai umple încă un card și deci sunt mai multe carduri și eu am uitat să copiez unul din carduri alea înainte să le dau mai departe. Mare greșeală. Și a pierdut undeva la 50% din firmări, videoclipul trebuia să arate mult mai șmecher de atâta, dar efectiv jumătate din firmări au fost pierdute. Sunt un dobitor. Tot ce este greșit la 5 Gang Focus. Hai pe să face focuri. Bă, cu unul în topuri. Mare bagi, sare blocul. Bun, să începem. În primul rând, thumbnail-ul e mișto, dar e destul de cringe. Adică, serios, suntem noi photoshopați în New York. Și 10 bani, 6 lei și 10 bani. 6 lei și 6 bani, măi, Boșo. Doriți cumva și o pungă, măi, Boșo. Ohoho, avem acțiune de seară. Bine, rogagiule. Chiar e tare piesa asta, voi știați de piesa asta? Ce-mi place!